Bună ziua, dragilor! Am revenit cu o etalare. Dacă regret despărțirea, persoana de care ne-am despărțit. Așa, după cum puteți vedea, sunt patru variante. Varianta numărul 1, varianta numărul 2, varianta numărul 3 și varianta numărul 4. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele patru variante cu care considerați că rezonați. Și voi începe cu varianta numărul 1. La varianta numărul 1 pot să spun că regretă despărțirea și se simte singur sau singură. Se gândește să vină, să aveți o discuție, iar apoi să vă împăcați. Atenție doar să vorbiți față în față, nu prin intermediari, deoarece este posibil să vă dea vești eronate. Ascultați-vă intuiția, nu vă bazați doar pe ceea ce auziți de la alții despre persoana respectivă, ci informați-vă direct de la persoana respectivă, pentru că altfel s-ar putea să regretați. Nu aplicați urechea la tot ce auziți. Cam atât am avut de spus pentru numărul 1 și voi trece la etalarea cu numărul 2. La etalarea cu numărul 2, cred că este vorba despre o persoană pe care o cunoașteți de mai mult timp și cu care în decursul timpului ați avut mai multe conflicte. Acum sunteți într-o dispută personală în care doar dumneavoastră mai credeți că aveți șanse cu această persoană. Această persoană nu prea regretă despărțirea de dumneavoastră. Dacă vreți să vă mai împăcați cu această persoană, gândiți-vă bine că o să vă faceți foarte mulți dușmani. El nu regretă prea mult, probabil deja are o nouă relație, deci nu e cazul să mai sperați prea mult la această persoană. Puteți să vă împăcați cu el sau ea, dar nu o să aveți din nou conflicte, o să aveți din nou discuții și nu cred că merită. Depinde doar de dumneavoastră cum vreți să mergeți în continuare cu această persoană. Cam atât am avut de spus la varianta numărul 2 și voi trece la varianta numărul 3. La varianta numărul 3 pot spune că regretă și vine repede spre dumneavoastră și încearcă să facă dreptate, deoarece consideră că este victimă. Până acum a stat în umbră și a abordat problema circumspect și tăcut și serios pentru a rezolva această problemă. Dar acum vrea să se facă dreptate. Probabil v-ați despărțit din cauza unor minciuni. Nu știu asta, dar dumneavoastră puteți ști fiecare de la caz la caz. Încercați să-l ascultați și să vedeți lucrurile și din punctul lui de vedere. Nu acționați să luați repede decizii, pentru că după posibil să regretați. Stați de vorbă, ascultați ce are să vă spună și gândiți-vă bine și apoi luați decizia care considerați că este mai bună pentru dumneavoastră. Cam atât am avut de spus și la varianta numărul 3. Și voi trece la varianta numărul 4. La varianta numărul 4 este vorba despre o persoană care încă nu este suficient de matură. Regretă, dar dacă se supără, își strânge jucăriile și pleacă.
Nu întotdeauna pune lucrurile în balanță. Când are momente și pune lucrurile în balanță, este o persoană care își dă seama unde greșește. Doar că nu prea vrea să facă acest lucru. Așa că dumneavoastră știți mai bine. Cam atât am avut să spun despre varianta numărul 4. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați un like, să vă abonați la canal și să apăsați clopoțelul. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. La revedere!